ziua. Stăm puțin timpul înapoi, 1974. Probabil erau tot zile la fel cu soare, cu frumos, cu bucurie și cu multă, multă emoție, nu? Așa un an peste timp, iată că într-o zi binecuvântată de Bunul Dumnezeu, într-o zi cu mare sărbătoare, într-o zi de hrama orașului staționat Târgu Ocna, într-o zi de sărbătoare a unui lăcaș deosebit, care astăzi și-a marcat sărbătoarea de hram, alături de preacucernicii părinți, ne aflăm pentru a vă celebra un număr de ani frumoși, un număr de ani bucuroși. Suntem aici cu colegii din aparatul instituției primăriei, pentru că primii 50 de ani sunt cei mai frumoși și la fel de frumoși vor fi și următorii 50. Cred că toți avem emoții pentru că dumneavoastră, cei care ați construit Târgu Ocna, care ați ales la un moment dat să veniți în Târgu Ocna, să puneți umărul, să o transformați, să o puneți pe o direcție, noi astăzi să ne bucurăm de ea și să vedem că efortul dumneavoastră nu a fost în zadar. Noi pentru lucrul acesta vă mulțumim. Cuvintele întotdeauna sunt de prisos. Cred că cel mai important este să marcăm acest moment frumos, deosebit, încărcat cu o spiritualitate, printr-o slujbă de mulțumire oficiată de preacucernicii părinți și apoi să continuăm și cu partea administrativă. Slavă Sfintei și cele de ființe de viață păcătoare, Dumnezeu să fie întotdeauna cu și durerea, în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Dumnezeu, Slavă Ție. Îmbrame cele scumpietorule, Duhul adevărului, care de tine și pe toate ne plinești, fie rămâne tăților și dătătorului de viață, vină și te sărășnește în noi și ne curățește de noi de toate binejurile, și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iată prelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă de putințele noastre pentru Sfântele Tău. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se spune cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele vitrea. A Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune, dreța, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace cu tuturor. Ridică-te și te arunci.
mult în mare și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face. Viva lui orice va zice. De aceea zic vouă, toate iudecereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte greșelile voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta voi. Să
mărturie, întru tot bunului să pune această mulțumire a noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna la mânturat rolilor tăi, mila ta cea bogată și durările tale. Și izbăvește pe robii tăi de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrășmași, pe ei, copiilor, nepoților și cu toate familii, cu toți ai familiilor lor, biserica ta cea sfântă, orașul nostru și pe tot poporul tău. Și dăruiește tuturor sănătate, lungime de zile și sporire pentru toate faptele cele bune. Rugăm-ne ție, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărei milă este nemăsurată și mire de oameni adânc neajunsă, la ta slabă căzând, cu frică și cu cutremur ca niște rog nevrednici, cu mulțumire aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi în cei 50 de ani de împreună vețuire. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăbim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi astăzi aniversați. Cu milostivire, e învrednicit ale și împlinit cererile, așa și de acum înainte, învrednicește ai sporind dreaptă credință, în dragostea către tine, cea către aproapele și în toate faptele cele bune. Și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește-le sănătate, pace și liniște. Și ne împrednicește pe toți totdeauna grei și agitație și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunul de Viață, Făcătorului tău Duh, Dumnezeului Celui Slăvit, în Sfânta Treime, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră. Slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cernice, Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, cu veciunile prea curatei Maicii sale, cel ce în Cana Galilei s-a arătat nuntă cinstită pentru rugăciunile prea curatei Maicii sale, a cărei sfântă adormire o pomenim noi astăzi, ocrotitoarea Sfântului Lăcașului nostru de închinare, al Sfinților, Slăviților și cu tot lăudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu, cununaților și întocmai cu apostoli, împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Mare, Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni, iubitor. Amin.
robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă slujbă, la împlinirea celor 50 de ani de împreună viețuire, dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate întru toate cu năsporire, apără și păzește pe dânsii întru mulți și binecuvântasea. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să tăinuiți, pentru Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Să fiți binecuvântați, dragii noștri, și fie ca Bunul Dumnezeu să vă tăruiască ani mulți împreună și de acum încolo. Să știți că noi cunoaștem foarte bine și slujba pentru nunta de diamant. Și vă așteptăm. Care se completează părinte, se face cu 75 de ani. Deci mai avem de acum încă un sfert de secol împreună. Vă mulțumim, dragilor. Vă mulțumim și domnului primar pentru inițiativa frumoasă pe care, cumva, ca într-un melanj, ca într-un amestec heterogen, biserica și administrația locală au creat-o ca eveniment pentru a omagia generațiile care, frumos spunea domnul primar, poate au construit acest oraș, dar eu cred că mai mult decât atât au construit valori, familii și au dat mai departe viabilitatea umanității. Căci noi știm foarte bine, după Cuvântul Scripturii, când Dumnezeu la început l-a creat pe Adam și a văzut că nu este bine să o fie omul singur, i-a oferit un partener de viață. Parteneriatul acesta numit în Biserica Ortodoxă Taina Cununiei ține cont de valori și se așează pe cărămida iubirii pe care Dumnezeu au aureolat-o de fiecare dată, reînnoind-o și mai ales aducându-o la alt nivel, odată cu slăvita sa înviere din morți, atunci când a restaurat lumea căzută în păcat. Suntem la un moment frumos, un moment de sărbătoare, amintea Domnului Primar, un moment de hram, dar un moment și care este pus sub acoperământul acestei mari sărbători, a adormirii Maicii Domnului, sub umbra acestei mare praznic. Și spun umbră pentru că în timpul lor temperaturi ridicate, în zile caniculare, cauți umbra să te răcorești. Așa cauți umbra și mânghierea Maicii Domnului de fiecare dată atunci când te apleci în genunchi și în cazul dumneavoastră, ca și în cazul nostru, și suntem mai tineri, poate te rogi de multe ori pentru trăinicia și dăinuirea familiei tale. Soțul și soția nu sunt două elemente pe care le găsim conectate doar în definițiile dicționarilor explicative, ci sunt niște roluri bine determinate și asumate, care primesc această încununare odată cu punerea lor în practică. Nu te poți numi soț sau soție dacă nu îți îndeplinești cele care țin de acest statut. Bineînțeles, convențiile, tratatele, actele sunt o parte a acestei vieți, legislațiile. Dar cel mai important este că dumneavoastră ați pășit acum jumătate de secol și îmi place să vorbesc într-o perioadă istorică mai largă, sau despre o perioadă istorică mai largă, a sfârșit împreună cu Hristos, cu ajutorul Maicii Domnului, în biserică. În biserică ați intrat doi indivizi sau două persoane și ați ieșit un singur trup, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care se minunează și el în Epistola către Efeseni, cât de mare este taina familiei atunci când spune în Hristos și în biserică. E fața Sfântului Altar, părinții slujitori de astăzi, care s-au bucurat să vă aibă pe o parte din dumneavoastră și la prima parte a zilei, la slujba festivă, la dumnezeiască liturghie de hram,
vă urează să fiți sănătoși, să aveți putere în continuare, să dați energie copiilor, nepoților și, de ce nu, strănepoților pe care Dumnezeu a întrebit să-i aveți. Să dați faptul cel bun și pilda cea frumoasă pentru faptul că dumneavoastră sunteți generații care ați trăit poate mai autentic decât noi și ați adus mai mult umanul și n-ați descoperit încă digitalul sau această lume care tinde spre o dezvoltare rapidă, dar uită sentimentele și de multe ori uită valorile. Vă dorim să fiți binecuvântați de Dumnezeu și să spuneți, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, spre finalul vieții, lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. La mulți și binecuvântați ani! Mulțumim, dragi bucetici părinți! Și acum 50 de ani, 1974, și acum un ceremonial pornea cu câteva fraze simple: cetățene, de bună voie și deschide de nimeni. Iată că astăzi, la fel, de bună voie și împreună cu familiile dumneavoastră pe care le-ați construit, copiii, cu nepoții, cu prietenii, ne vedem astăzi aici și în semn de respect, în semn de considerație din partea autorității locale, ne-am gândit să facem acest eveniment. Și știți că atunci când faci un eveniment, când construiești ceva frumos, ai marea bucurie să ai și musafiri. Astăzi, alături de noi, alături de dumneavoastră, avem oaspeți importanți, avem primarul unei localități din Republica Moldova, frații noștri de dincolo de o apă, de apa Prutului, este aici prezent, pentru că odată cu zilele orașului au venit să ne viziteze. Este vorba de domnul Alexei Percentiu. Reprezintă o localitate la fel ca și a noastră, se numește Bubuieci și este lângă capitala Chișinău. Ne bucurăm. Vă mulțumim, domnule primar, că ați răspuns invitației noastre, că ați sosit astăzi la eveniment. Și cred că o să ne transmită câteva gânduri, o să vă transmită și dumnealui de partea comunității pe care o reprezintă, la fel vorbe frumoase. Autoritatea locală, Primăria Târgovna, împreună cu Consiliul Local, oferă astăzi, în semn de respect, certificatul Nunții de Aur. El îl acordăm familiei, în semn de respect și aleasă prețuire la aniversarea celor 50 de ani de căsătorie. Și colegii mei au găsit aici un citat: căsătoria este un legământ sfânt, iubirea, o dăruire reciprocă și necondiționată. Să trăiți în continuare, în înțelegere, îngăduință și dragoste. 15 august 2024. La mulți ani! Și dacă mulți ani o colega noastră, o distinsă doamnă, era de partea noastră a mesei, în partea administrativă și prelua partea emoțiilor tinerilor, astăzi ne-am gândit ca să îi ducem pe dânsi în zona de emoții și să fie primii strigați la catalog. Și este vorba de doamna Dumitra și Ilie Fragă. La mulți ani! Să fiți sănătoși și mulți și mulți ani împreună. Aici este documentul. Alături de acest certificat, ne întoarcem puțin în timp și în spațiu, oferind o carte, Târgul Anilor Romantici, un secol de istorie ilustrată a orașului Târgovna. Sunt câteva imagini de colecție, imagini care vă vor duce înapoi în frumosul nostru oraș, în timpurile când altfel erau promenadele ca astăzi, dar la fel de frumoase. Aici este simbolul nostru, o floare, tradițională floare, și din partea preacucenicilor părinți, o icoană pe care ne bucurăm să o putem oferi domnule primar, din partea Părintelui Arhiepiscop Ioachim, care a luat la cunoștință că fiecare an în biserica noastră, împreună cu dumneavoastră, oamenii care sunt tineri de altă vârstă, pentru că ei nu sunt în vârstă, sunt tineri de altă vârstă, iubesc biserica, iubesc pe Dumnezeu și sunt cinstiți.
Părintele Arhiepiscop, prin preoții din Târgogna, vă oferă această icoană să o aveți în casa dumneavoastră. Nenea Ilie, felicitări! Fiți sănătoși! Ne aplaudăm! Știți cum întotdeauna după o carte, merge și un plic ca să fie ca un semn de carte. Aici este un simbol. Să rămâneți la o poză. Pe care o să-l trimis ca de zilele orașului să puteți să... Cu administrația, cu administrația așa cum ați ajuns. Mulțumesc frumos! Să facem Și nepoata și dumneavoastră. Să înțeleg că nu primiți pensionare, da? Ia și Florenșul de aici. Dar ce ne mai dați? Da, ce după ce veți primi și veți primi darurile, să mergeți și semnați dumneavoastră. Da, acum, chiar dacă utilizăm semnătura electronică, tot ce autografă e mai... Sare frumos, da. O portare. Ne întoarcem iarăși în timp. În 21 ianuarie 1974, când iarăși doi zile, porneam să luăm o provocare a vieții. Doamna Elena și domnul Alexandru Piotra. Același certificat, cu același text. Cu mare bucurie îl oferim. La mulți ani. Și tot ce mai și semnul de carte. Din partea primăriei de Dogna. Să te alveți cu dar. S-a semnat domnul. Diploma. Cum îl văd atunci, cum îl văd acum, cum s-au format familiile. Chiar vă rog să aveți curajul și să ne transmiteți aceste gânduri și chiar v-am dori, noi ăștia mai tineri, mai puțin tineri, să primim niște povețe de la dumneavoastră, pentru că experiența de a forma un cuplu cu primii 50 de ani e ceva extraordinar. Acum oferim doamnei Anica și Grigore Cristia. Să vină și să facem semnul de carte să nu uităm pe la.
mulțumesc. Această boală. La mulți ani. Vedeți că totul e de la Dumnezeu. Da. Și oamenii și... Mulțumesc foarte mult. Să fiți binecuvântat. Să fiți sănătos. Să dea Dumnezeu bucurie. Pentru cine dea? Foarte frumos. Să fie buni. Foarte frumos. Nu știu de mergea așa, ce mă pun așa, dacă... Mai greu că... Stăm așa? Da, sigur, facem așa o poză ca să rămână, să imortalizăm momentul. Nu vă ridicați. Nu vă ridicați. Nu vă ridicați, domnul, dar stați. Dar să-i arăt poza și un tata. Da. La toată colecția de imagini pe care le facem aici, să le găsim, să le puteți descărca de pe site-ul oficial al orașului și o să le și edităm câte unii cărți. Dumneavoastră și dumneavoastră. În 1 februarie 1974, doamna Aristița și Constantin Rotaru. La mulți ani! Cel vechi la vezi, nu? Mulți ani. Să fie să îndrăță bine. Mulți ani. Și așa un simbol de popoare. Că și popoare se face prin o mare.
La mulți ani! Doamna Viorica și Costel Ioniță. Este doar doamna. Îi vreau să-mi salută. Numai bine vă doresc, sănătate, să fii sănătos. Nu, 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 numai doamna e scălită. Dumneavoastră, îi dați floarea doamnei, da? Da, da, am înțeles. Da, da, doamna Genovica și Valentin Mazino. La mulți ani! Naveta de la mănăstirea Cașin era dificilă. Mi-a plăcut orașul și de ce? Tatăl meu, nu știu dacă parte din dumneavoastră știți, a fost la cele două mori, Petrache, Guliga. Avea o motocicletă, un BMW, era sufletul lui. Și mi-a plăcut orașul, arăta atunci, avea un aer, știu, da, mai da, de acele dar, nu, toată lumea era mai, se cunoșteau între ei, ne salutam, nu știu, simțeam așa, parcă eram o familie mai mare. Mi-a plăcut orașul și ca dovadă că mi-a plăcut, am rămas aici. Peste ani s-au schimbat multe, foarte multe, dar cea mai mare bucurie a mea a început din legislația trecută, când domnul primar Cristian Ciubotaru a fost primarul orașului, iar acum, vă spun, n-a fost zi mai fericit decât să-l văd cu peste 50% voturi ales pentru că se vede ce schimbări a adus în orașul nostru. Frumoase. Și nu numai pentru noi, ci și pentru tineri. Felicitări încă o dată și Dumnezeu să ne dea sănătate. Vedeți, abia după 50 de ani, e un prilej ca dumneavoastră să vă cunoașteți și mai mult decât așa ca și cetățeni, ca vecini, ca prieteni din oraș, când ați pornit într-o nouă provocare a vieții în același an. 10 aprilie 1974, doamna Adela și Teodor Puțan.
La mulți ani! La mulți ani! Să rog! Să rog! Binecuvântat! Să dăm o icoană frumoasă cu Sfânta... La mulți ani! Cuvioasă, Sfânta Mucenință Natalia! Ia o cuci frumos! Mai rară icoană! Și o fel din Doamne și Floarea! Să-i aplaudăm! Bravo, felicită! Repet, am ajuns în iunie, 15, doamna Anica și Ionel Iftime. Și cum l-ați vedea acest club? Pensionari? Dar ce activități ar trebui să aibă? Dacă tot ați deschis subiectul ăsta. O tablă, un șac. Asta e. Și să citim cărți. O loc ca o provocare. Și multe beri fără alcool. Nu, 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 fără băutură. Fără băutură. Fără alcool. Și sănătoși. Să facem poza. Regional, să facem poza. Da, domnul primar, ce poza semnătorul nu pune în 18 iulie 1964, doamna Florica și Dănuț Boglar. Felicitări și la mulți Thank you.
Mulțumim! Doamna Iuliana Irina și Vasile Fintescu. Venim acolo. Da. Venim imediat. Da. Nu ne grăbim. S-a spus că o mare bucurie.
nu ne grăbim. Da. Nu ne-am grăbit în primii 50, nu o să ne grăbim acum. Oh. Da, uitați, a nimerit pe Sfântul Andrei. Ca icoană. Sunt aici. La mulți ani. Aici dăm, dăm ție icoana. Nu, da, e mare. Bine venit, Andrei, să vă mulțumim. Nu mai vedem mult. Vă mulțumesc. Haideți mai puțin mai încolo să vă oferim și floarea. Să vă oferim și eu. Haideți să facem o... Nu, 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 nu
La mulți ani. 23 octombrie, doamna Alexandrina și Mihai Farabu. 7 noiembrie, doamna Maria și domnul Costică Voicu. 30 noiembrie, doamna Maricica și Vasile Bordea.
o vârstă frumoasă. Eu vă pot promite că la 75 de ani o să merg din o dată și o să fiu lângă dumneavoastră. Vă dorim multe sănătate, bucurii de la copii, nepoți, strănepoți, pace, liniște și doar gânduri bune. Domnul primar, domnul Cipotaru, vă mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră, pentru, încă o dată, pentru acest eveniment frumos. Nu am văzut la nimeni. Sau nu am întâlnit până acum. Ce pot să vă spun? Felicitări cu rezultatul din campanie, din alegeri. Doamne, ajută la faptul. Știți că orice lucru frumos se încheie cu un clinchet de pahar, cu o cupă cu șampanie, pe care noi o oferim cu cea mai mare plăcere, împreună cu colegele și cu colegii noștri din aparatul primăriei. Au venit cu mare, mare bucurie, deși astăzi este o zi liberă, au venit alături de dumneavoastră să vă transmită un gând, un la mulți ani sincer. Și manifestările de zilele orașului, de zilele noastre, de zilele a Târgu Ocnenilor, vor continua. Pentru că diseară noi vă invităm, după ce vă serviți așa un pahar cu apă, la 19.30 în Parcul Măgurea, să ne bucurăm de un concert cu muzică clasică, muzică adevărată. Mâine seară vom avea un ansamblu din Republica Moldova, ansamblu Plăieșii, un ansamblu renumit de muzică populară, care ne vor încânta și zilele vor continua și vineri și sâmbătă și duminică, iar în duminică închidem zilele orașului așa cum le-am deschis într-un cadru spiritual. Vă invităm alături de părintele, preacucenicul părinte de la Biserica Constantin și Elena din cartierul Țărâncuța, părintele Andrei Turcu, care prin strădanie, prin efort și prin trudă a reușit să renovileze biserica și va avea loc acțiunea de resfințire. Vom avea în mijlocul orașului Târgu Ocna și pe înalt preasfințitul părintele Ioachim și împreună cu soborul de preoți și prezenți și cei care au alte rânduri la această oră, vom fi acolo. Vă invităm și pe dumneavoastră să ne bucurăm împreună, să facem o rugă către Divinitate. La mulți ani, bună Dumnezeu să ne ocrotească, să avem pace în suflet, armonie, tot ce este mai frumos în familie. La mulți ani! Trebuie să-l țin.